bine ați venit, pentru că situația este critică. Deci nu este singur efect care se îndreaptă împotriva educației copiilor noștri. Deci am venit aici să susținem viața normală, să susținem, să respectăm principiile cu care noi am crescut, educația pe care noi am primit-o, noi ne-am trăit raiul, ne-am mutat pe raiul, dar copiii noștri ce se va întâmpla cu ei? Deci în situația în care ne aflăm într-o țară, eminamente, în faliment, copiii noștri vor moșteni sărăcie totală și datoriile care sunt peste 131 de miliarde, deci deja în școală vor să le bage diversitatea și ideologia de gen. Acum se plimbă pe stradă cu obiceiuri perverse, când ar trebui să se ascuși în casele lor și să-și vadă de treaba lor. Asta ceea ce fac ei nu este de fală. Am luat de la Uniunea Europeană niște documente în care scrie clar în manuale să apară că anusă este organ genital. Deci asta este, nu se poate. Toți părinții trebuie să se unească, toți trebuie să fim uniți împotriva, nu împotriva efectelor care ne despartă între noi. Că dacă mergem împotriva unui efect și altui efect, vom fi separați. Trebuie să mergem împotriva cauzei, că dacă rezolvăm cauza care produce efecte, atunci ne lămurim pe toate și le rezolvăm pe toate. În al doilea rând, trebuie să vă spun că reprezint mișcarea pentru pace, și țin să vă spun că am intrat și în Coaliția Internațională pentru Pace. Și de ce? Dacă este pace, toate problemele le putem rezolva între noi. Deci noi trebuie să rezolvăm, să găsim cheia succesului împotriva cauzei care produce efecte. Suntem pentru normalitate. Fericit să tinerii de la noua dreapte care de 17 ani se luptă împotriva acestor anomalii care sunt unii care vor să ni le bage sub formă de lege pe gât, pentru că ei știu că noi am fost obișnuiți să respectăm legile. Și fiind obișnuiți să respectăm legile, îi dau numai legi anormale. Deci ei fac toate acțiunile bazându-se pe psihologia omului normal. Un om normal nu crede în anormal. Dacă îi spui că se întâmplă ceva și omul normal spune că nu crede, dar nici nu verifică. Din cauza asta se întâmplă numai legi anti-românești și legi anti-normale. Sunt o mulțime de legi care au încălcat Constituția României, care au încălcat drepturile fundamentale ale omului. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine la acțiuni. Deci să fim simultani în acțiune și rugăciune și mulți și toți deodată. Să fiți bine, Doamne ajută! Legea națională, familia națională!